Cu gândul la cele 4 salarii restante, jucătorii de la UTA au susținut un spectaculos meci amical pe terenul formației de Liga 4-a Shiriana Shiria. Pe un teren neașteptat de bun, cele două echipe au avut prestații diferite pe parcursul celor două reprize. În final, meciul s-a încheiat cu rezultatul de 4-1 pentru UTA, după ce la pauză era egal, 1-1. Antrenorul Adrian Falub a decis să joace cu două echipe schimbate. În prima repriză a folosit o formulă alcătuită din jucătorii sosiți în probe și cu cei promovați din pepiniera proprie, formația de bază din turul campionatului fiind folosită în repriza secundă. Primul gol al meciului a fost marcat de gazde, încă din debut, prin atacantul Alin Grigor, care l-a executat pe cioară după o greșeală din apărarea arădeană. UTA a egalat după 10 minute prin fundașul central Johnson Sumahoro, care a înscris cu capul pe lângă un adversar. Până la pauză, jucătorii echipei din Shiria au mai ratat 3 ocazii de a înscrie, profitând de lipsa omogenității din lotul grupării de Liga Secundă. Situația s-a schimbat radical după pauză, când jucătorii folosiți în tur, alături de Voiculeț, Capătă și portarul Cioară, au făcut spectacol pe cocheta arenă shiriană, reușind să înscrie de 3 ori. Capătă și-a anunțat revenirea după împrumutul la Sebiș, printr-un gol spectaculos la colțul scurt. Bârză a înscris apoi pentru 3-1, după o minge respinsă de portarul gazelor. Rezultatul final a fost stabilit de Adrian Voiculeț, care a finalizat o centrare trimisă de George Neagu. Două echipe dintre care numai una era a noastră. Erau jucători care s-au venit aici să-i vedem, i-a dus domnul Joiță. Vom vedea ce va fi. Cu Adi Voiculeț, cum va fi până la urmă? Bine, Voiculeț, un jucător care cunoaște bine UTA îl cunoaște pe el. Am înțeles că să se pregătească aici câteva zile cu noi, pentru că nu avea unde cu cine să se pregătească. Noi știm pe Voiculeț, știm că e un jucător bun, care ne-ar fi util, dar până la urmă vom vedea ce... Totul depinde de ce se va întâmpla la club în zilele următoare. În rest, echipa este formată la fel ca și anul trecut. Bine, noi am spus, întotdeauna am spus lucrul ăsta, pentru că noi... Noi n-am pierdut niciun jucător din cei care am vrut noi să-i pierdem. Din cei au plecat, din jucătorii care am vrut noi să renunțăm la ei, fie din diferite motive. Mult mai reușit în prima repriză, față de a doua repriză, când am încercat, am băgat mai mulți copii și s-a văzut și rezultatul final. Cred că prima repriză ne-am comportat onorabil, sper să continuăm pe aceeași drum care l-am început cu o pregătire serioasă, cu 3 antrenamente pe săptămână, plus un joc. Sper să avem și rezultate în Liga 4, la fel de bune. Următorul amical pentru UTA va avea loc sâmbătă de la ora 15 în deplasare cu echipa maghiară Debrecen.